Parte după ce Florin Salam a fost implicat în mai multe certuri cu maneliști celebri în ultima perioadă. Ei bine, fiica lui Betty ne spune și părerea ei despre toată această situație. Totodată, fiica regelui Manelelor ne vorbește și despre noua pasiune pe care o are cântărețul. Să o ascultăm. Au tot apărut chestii pe TikTok. Nu este treaba mea să mă bag în aceste discuții, eu sunt femeie. Dacă el atunci când are un subiect mai aprins, este treaba lui și nu trebuie să mă bag eu, pentru că practic sunt copilul lui și nu trebuie să mă bag. Dar trebuie să știți de la mine, tatăl meu este același om pe care îl cunoașteți și să terminăm odată cu răutatea asta, pentru că nu e bună. M-am săturat de răutate, crede-mă. Vreau să fim fericiți, să ne bucurăm de ceea ce suntem noi și să apreciăm mai mult pe cei din jurul nostru, să ne bucurăm doar de ceea ce avem. Nu să judecăm ce face unul și ce face altul, pentru că nimeni nu e perfect. Și cred că cea mai bună soluție este bucuri de ceea ce ești tu. Nu să mai vezi în stânga și în dreapta, nu știu, creșesc. Pe lâns. Postează, nu știu ce e cu el de postează tot mereu. Pune cât o fotografie pe Facebook. Pe Facebook nu. Nu stă el pe Facebook, nici pe Instagram nu stă el. El stă doar pe TikTok și a făcut un cont și mai nou folosește TikTok-ul. Mai intră pe TikTok atunci când are timp liber și preferă să mai vorbească cu fanii lui și nu-i nimic rău în asta.